Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. Astăzi ne-am propus să discutăm despre prioritățile partidilor politice pentru sesiunea parlamentară primăvară-vară. Acest subiect îl vom aborda împreună cu Mihai Conțiu, jurnalist. Bună seara și bine ați venit, domnule Conțiu. Și Anatolie Prohnitschi, președintele Partidului Verde Ecologist din Moldova. Bună seara și bine ați venit, domnule Prohnitschi. Bună seara. Domnule Conțiu, mai multe partide politice și-au făcut public până la urmă viziunile asupra noii agende a Parlamentului și despre ceea ce au considerat ei ca fiind prioritar. Dumneavoastră fiind cel care sunteți cu ochii pe activitatea politică și nemijlocit pe ceea ce se întâmplă în Parlament, ce ați considera ca fiind prioritar pentru această sesiune, ca după aceea să trecem să vedem ce au propus partidele concret? Păi ce este prioritar în primul rând pentru poporul? Da. Republicii Moldova și ce este prioritar tocmai astăzi, da, am asistat astăzi la circul din Parlament, când au venit socialiștii care au cerut o chestiune de bun simț. Ce se întâmplă cu miliardul furat? Asta este cea mai urgentă chestiune ca să se spele țara de păcate în fața lumii întregi. De atâta timp se tergiversează. A ieșit cu o declarație absolut aberantă premierul Filip atunci când a spus că 90% din cei menționați în raportul Kroll sunt oameni totuși cinstiti, domnule. Este aberant. Asta este urgența numărul 1 pentru ar trebui să fie pentru parlament, dar e urgență pentru popor, nu pentru politicieni. Politicienii sunt executanții nevoilor noastre. Pentru că noi i-am delegat acolo ca să ne reprezinte interesele noastre. Și asta este cel mai stringent subiect, consider eu. După aceea, firește, în corelație, în paralel, mai sunt și altele. S-a discutat astăzi despre prețul la energie, prețul la gazul metan și așa mai departe, care tot la fel sunt niște chestiuni a căror rezolvare este vitală pentru întreg poporul, nu pentru interesele politicienilor. Nu, vedeți că trufia de partid a unor politicieni de fapt carotează interesele poporului, că a venit propunerea de la socialiști, nu domnule, trebuie să vină, noi știm mai bine. Și cam plus că una din urgențe ar fi în interesul poporului, ar fi curățarea clasei politice reprezentative în Parlament de elemente susceptibile de grave acte de corupție. O știe toată lumea, cunoaște toată lumea rolul ex-premierului Iurie Leancă, cunoaște toată lumea implicarea directă, nemijlocită a lui Kiril Gaburici și implicarea nemijlocită a fostului guvernator al Băncii Naționale. Și păi cum tot acești oameni ne reprezintă pe noi în Parlament și noi avem pretenția de la ei să îi prindă pe cei care au furat miliardul? Păi îi avem în fața noastră. Cam astea sunt printre primele urgențe. Ne mai vorbim de cele de natură socială și așa mai departe. Economică. Domnule Prohnitschi, dumneavoastră reprezentanți un partid extraparlamentar. Până la urmă, cât de des poate veniți cu sugestii către cei care formează astăzi guvernarea și care ar fi urgențele? Aceeași întrebare pe care am acordat-o domnului Conțiu, cer scuze. Miliardul sau urmează un alt șir pe care îl vedeți? Noi, ca partid de extraparlamentar, deseori ne adresăm aleșilor poporului pe diferite probleme și cu diferite solicitări. Și chiar am participat și la unele dezbateri publice, consultări publice și vreau să zic că de foarte multe ori suntem neglijați, cum este neglijată și societatea civilă, care sunt ONG-uri destul de profesioniste, de cu nume și ei fac studii și elaborează propuneri destul de bune pentru eficiență în activitatea și a legislativului și a executivului. Însă nu sunt luate în calcul, iarăși cum și-a menționat domnul Conțiu, că persistă egoismul acesta politic. Nu-i de la noi, nu-i propunerea noastră, noi nu o ascultăm, nu o luăm în considerație. Și chiar și să fie și bună și necesară la moment. Și desigur că aleșii poporului, indiferent de apartenență politică, au fost aleși de popor și
rezultatul lor trebuie să fie eficiența legislativă în interesul alegătorului, da, a societății, pentru că toți sunt cetățenii Republicii Moldova, cum sunt și ei aleși, așa și în interesul poporului, pentru că asta și-o declară foarte des în campaniile electorale. Domnule Plotnițchi, dar dumneavoastră vă este clar de ce nu avem publicat raportul Kroll 2, cel puțin în întregime? Domnul Conțiu făcea referire la faptul că figurează niște nume pe care alții îi socot destul de imaculați. Știți, pentru o mare majoritate a persoanelor care cât de cât sunt inițiați în, eu știu, în economie, în sistemul bancar, juridic, în politic, de mult este clar că cum s-a furat și cine a furat miliardul. Și a declarat-o deschis precedentul director a Centrului Național Anticorupție. El a spus-o în plen. Nu știm cine și cum. Nu este voință politică. Și asta a repetat-o și acum noul șef CNA într-o emisiune la un post privat de televiziune. Că da, noi cunoaștem. Și când i s-a dat întrebarea, ați avea obiecții, nu a zis că dosare deschise pe unii deputați, și că da, și foarte mari la unii, și care ar fi numărul, s-a cerut și nume, dar mă rog, zic că nu e posibil, da? Asta ne duce cu gândul însă, că, da. Însă, el a zis că stare mulți. Și asta vorbește despre calitatea aleșilor în Parlamentul Republicii Moldova și de aici de dorința ori nedorința lor de a face lumină inclusiv și în raportul Kroll. Acum cu raportul Kroll. Da? Ce este raportul Kroll? Raportul Kroll este a unei structuri profesioniste în domeniu. Și gata, s-a dat comandă de evaluarea unui bun imobil. O venit specialistul, licențiat și el trece evaluarea. Gata. Dar e o radiografiere însă, a stării de însă, lucruri? Însă, să fim atenți. El nu o să-ți dea răspuns la toate întrebările cum ar putea să le dea organele abilitate. Asta este o pistă greșită, raportul Kroll. Da, nu o să ne spui nume cu tare. Mai departe, ce facem? Unii dovada. Asta trebuie să o facă procuratura și organele respective. Ei nu trebuie au probe suficiente pentru a iniția procedurile respective. Nu o fac. Da. Domnule Conțiu, discutăm chestia asta. Spuneți. Deci afirmați mai devreme că e clar cine, da, cine a furat miliardul. Pentru că în clipa în care s-a furat atunci, deja nu dau numele, o bancă foarte puternică britanică din Marea Britanie și o altă bancă germană cu care, în care am niște conexiuni, în care mai cer și eu niște cunoștințe, cer păreri despre, că doar nu mă pricep eu să evaluez sistemul bancar și mă sfătuiesc și eu cu oameni mai aleși. Și spunea, păi da, noi știm de aici tot. Noi știm, dar e treaba internă a Republicii Moldova. Noi știm cine. Și mie mi-au spus cine, dar asta e problema Republicii. Se știa cine de atunci, occidentalii știau. Domnule Conțiu, asta ne duce la gândul că nu ar trebui să ne îmbătăm cu apă rece și să căutăm acest miliard? Trebuie să-i punem cruce și să uităm de el? Păi nici de cum. Punem cruce pe miliardul ăsta. Nu vedeți că se inventează tot felul de evenimente sociale ca noi, populația, să nu se mai gândească la miliardul. Acum ultima găselniță pe să care... Să fie focusat pe alte pseudo-evenimente. Acum ultima chestie, diversiunea, Băsescu pe aici, cu unionismul, cu... Da, am o întrebare care, asta, chiar vreau să... Cum să spun, este aberant. Ar mai fi o chestie legată de egoismul pe care a insistat și domnia sa mai devreme, egoismul politic al partidelor. Domnilor, un alt aspect, dacă nu vă deranjează, să-l aduc în discuție. Toată lumea blamează de pildă, blamează pe socialiști când spun că vor renegocierea acordului cu Uniunea Europeană. Dar nimeni nu se întreabă de ce. Și să vă spun din ce cauză au dreptul să ceară revizuirea. Nu, da. Eu nu vorbesc de denunțare. Pentru că în clipa în care s-a negociat acordurile de asociere și de liber schimb,
Ăștia din Moldova n-au citit o literă de acolo, dar aminte să negocieze. Și pun asta în oglindă, și vă spun în cunoștință de cauză, pun asta în oglindă cu planul de acțiuni RMUE, pe care atunci ex-președintele Voronin l-a dat la specialiști să-l citească din scoarță în scoarță și să găsească absolut orice ar dezavantaja Republica Moldova. O recunosc de mitare de la Bruxelles că a fost mult mai bine negociat acordul, planul de acțiuni făcut de guvernarea comunistă, decât aceste două acorduri, care practic au fost amatăricește, enorm, parcă au pus degetul acolo. Și atât. Dar ei nimic n-au negociat. Vă dați seama cât este acolo, câte puncte sunt de studiat? Niciunul nu a fost studiat, măcar unul să fi fost cât de cât negociat, măcar formal. Nu. Nici Leancă nu l-a citit, bineînțeles, nici... Și ceilalți, ne mai vorbim de... Domnule Conțiu, dar ce facem cu neutralitatea permanentă a Republicii Moldova? Ați spomenit ceva mai devreme despre Băsescu, un nou personaj politic, dacă l-am putea numi așa. Vorbim despre aceste declarații simbol pe care se zice că le semnează unii aleși din administrația publică locală. Haideți să vedem. Pe de o parte valabilitate juridică, pe de altă parte să vedem însemnătatea lor, cer scuze. Domnule, eu chiar spuneam undeva că pe vremea când era, timp de 10 ani cât a fost Traian Băsescu președintele României, a fost un președinte de coșmar și un președinte conflictual în raport cu poporul, cum ar fi procedat el și serviciile secrete ale României dacă venea un politician de la Budapesta și colinda trebuie... toată Transilvania în scop electoral pentru a cere localităților da? Unirea cu, reunirea cu Ungaria. Cum ar fi procedat el și serviciile secrete? Și revenind la prezența lui aici, păi, credeți că chiar de capul lui se plimbă el pe aici? Are permisiune de la cineva foarte puternic, are permisiunea de a se plimba aici în scop diversionist. Agită. Oricum, pericolul sau să zicem perspectiva unirii este inexistentă, bineînțeles. Este inexistentă. În opinia mea, acești unioniști, poate și aia sinceri, dacă vor unirea Republicii Moldova cu România, înseamnă că ei nu iubesc România. Vor dezintegrarea teritorială a României. Orice ce face Băsescu este dăunător că... am observat de-a lungul anilor o caracteristică la... în zona asta a partidelor unioniste care trăiesc din unionism efectiv, că foarte mult nici la o profesie bine conturată, bine definită, decât sunt unioniști pur și simplu. Am remarcat exaltarea, domnule, cu ei nu poți vorbi pentru că se uită la tine ca prin sticlă, așa? Ei sunt preocupați de ce urmează să mai spună ei. Și nu te aud până la capăt când vrei să le explici că, uite, Republica Moldova este un stat recunoscut la ONU, face parte din Consiliul Europei, este din și OSCE și așa mai departe, cele mai importante organisme internaționale. Da. Cum tu, Băsescu, vii și minți aici, prin șalarul, subordonați unor actori ascunși, bineînțeles, interesele lor unioniste, cineva care vrea reconfiște curentul unionist, până dacă vorbești în termeni istorici, nostalgici, ai perioade interbelice, pentru că acest teritoriu a făcut parte din corpul României în perioada interbelică. Acest teritoriu nu a luat parte la nașterea statului român modern, începând cu 1859. Da. Ca să revenim un pic la agenda parlamentară, domnule Prohnițchi, ziceam ceva mai devreme, îl întrebam și pe domnul Conțiu despre această declarație de neutralitate a Republicii Moldova și, da, de fapt, necesitatea adoptării unui set de legi care ar veni să facă lumină în tot ceea ce se întâmplă în neutralitate. Poate e o întrebare retorică, îndrăznesc să vă întreb. Republica Moldova este neutră? Nu. Nu. Republica Moldova nu este neutră și dacă ne reîntoarcem puțin la acordul de asociere, da, într-adevăr, nimeni nu a împiedicat ca Republica Moldova, reprezentanții Republicii Moldova să negocieze poate unele puncte și semnatarii ulterior când le-au fost puse întrebări de profesioniști în domeniu pe subiectele care se regăsesc în acest acord, de ce asta doar e în defavoare, nu s-a putut de negociat.
Da, s-a putut, însă acordul acesta s-a semnat în mare grabă și a fost iarăși un inseriozitate din partea unor actori politici, cu orice preț, ca pe timpuri. De 7 noiembrie stăiem panglica. Bă, stați-o leacă, nu zice nimeni, însă trebuie să fie, poate și a fost necesar semnarea acestui acord, fără doar și poate, însă el trebuia să fie împreună cu mulți specialiști în domeniu, dacă nu sunt, trebuiau angajați și de exclus unele prevederi care sunt în defavoarea Republicii Moldova. Însă, cum ce se referă la neutralitate? Republica Moldova, în afară de declarația în Constituție că este un stat neutru, mai mult nu are nimic. De ce? Pentru că normele internaționale prevăd ca neutralitatea unei țări să fie recunoscute și de alte țări. Și în caz dacă este recunoscută și de alte țări, îi se asigură securitatea de alte forțe militare în caz dacă cineva... Păi da, da, da. La noi se vorbește mult de neutralitate, cui convine aceala o punem proțap și vorbește de neutralitate. Însă neutralitatea nu este realizată din la introducerea, introducerea prevederilor în Constituție. Ea nu este realizată. Cum zicem așa, este un acord, da, între două state și dacă el prevede ca să fie parafat în parlamentele respective, țării respective, da, dacă el este parafat, înseamnă că intră în vigoare, nu în suspensie, cum a fost și cu Râul Nistru din Rada Supremă de Ucraina, ea n-a fost. Ulterior, după vreo 5 ani a ratificat acest acord. Așa și aici. Dar există argumente să credem că în această sesiune lucrurile cel puțin vor reveni parțial la normalitate? Nu. Nu vedeți dorința politică? Nu vedeți... Nu. Ce nu vedeți? Să zic, chiar și e foarte mult populism și egoismul ăsta politic. Fiecare se gândește. Acces la putere vrea să menție. Și vrea să menție cât mai mult. Comuniștii au reușit să menție 8 ani de zile, da? Două cicluri. Și au ajuns unde au ajuns. Alte formațiuni au și reprezentanți prin instituții penitenciare și tot ce dorești, da? E dovedit de acum că Republica Moldova nu poate să fie o succesiune foarte mare la putere. Trebuie să fie un parlament, un guvern de coaliție în interesul poporului, indiferent, da, tu ai opțiunile tale, ai dreptul la dânsele și e normal, însă ele trebuie să fie în interesul partidului. Dar la noi, vă zic, se manipulează, se face mult populism, anume pe neutralitatea Republicii Moldova, că să luăm, este recunoscută, da, oare este declarat neutralitatea Republicii Moldova, însă noi pe teritoriul Republicii Moldova avem trupe ale Federației Ruse care staționează nelegitim. Pot să o facă printr-un acord, nu știu, ori să le cere și s-au obligat să le evacueze. Noi nu vorbim de forțele pacificatoare, asta e altceva. Însă contingentul acela care este la paza depozitelor, el se află nelegitim pe... Și nimeni nu ridică întrebarea să o soluționeze cumva. Ori evacuați, ori semnați un acord și eu știu, nu știu. Dar nu și în definirea neutralității despre care vorbeați dumneavoastră, ca să vorbim de o neutralitate autentică, așa cum este cea definită cea din Elveția, de pildă, că am luat exemplu Elveției, de pildă, păi ca să spui că într-adevăr ești neutru, tu ar trebui... Moldova are granițe deschise, nu are granițe securizate, tocmai pentru că nu are tratat cu România. De frontieră, da. Nu are tratat de frontieră. Deci nu întrunește nici sub aspect, acest aspect, nu întrunește condițiile spre a afirma că este un stat neutru în adevăratul sens al cuvântului. Domnule Conțiu, practic fiecare guvern revine la ceea ce se numește istorie. Viziunea dumneavoastră asupra acestei probleme, ar fi firesc ca cei din Republica Moldova să învețe istoria Moldovei și respectiv să se pună punct sau să se pună capăt acestei probleme? Cum vedeți interpretarea ei? Domnule, păi fiecare stat își are propria lui istorie.
Republica Moldova are o istorie, cum să spun, în comună cu România în perioada interbelică, după cum bine știm. Este nefiresc ca, din punctul meu de vedere, și asta o spun și minți lucide de la București, este nefiresc ca tu, în Republica Moldova, să-l obligi pe elev să învețe istoria românilor. Noi, acolo se învață istoria României, românilor, adică românilor de pretutindeni. Este total nefiresc, pentru că Republica Moldova trebuie să studieze o istorie integrată. Istoria integrată, și de mult se vorbește despre asta, istoria integrată, că nu mai așa. Ar fi calea de mijloc. Sigur că asta e singura soluție, pentru că și în istoria integrată înveți și istoria pământului tău, istoria propriului tău teritoriu, înveți și câte ceva din istoria Franței, Angliei, Mare Britanie, Rusie, Ucraine și așa mai departe. Era un fel de, pe vremea mea de pildă, noi învățam istoria în mod progresiv. În clasa a patra, istoria românilor, după aceea treceam la istoria universală și le învățam pe toate. Era mai în extensul, dar istoria integrată este singurul manual care este recomandabil pentru școlile de aici, din Republica Moldova. De ce istoria românilor? Nu vezi câte ceva și din istoria românilor, cum poți să vezi și din istoria Rusiei, din a cărei componentă, a cărei parte componentă ai fost, începând cu 1812 și așa mai departe. Da. E aberant. Haideți un pic să revenim la aspectul politic și să vă întreb. Până la urmă, există o distensiune între ceea ce se numește instituție prezidențială și parlament. Astăzi, colegii noștri de media au scris că PD-ul s-a mai pricopsit, iau în ghilimele de rigoare, cu încă un deputat. Asta ar însemna că putem vorbi doar la nivel teoretic, la nivel conceptual, de o alianță? Practic, PD-ul își poate realiza de sine stătător proiectele politice? Nu mai e necesar, ca să fiu mai concret, pe Leus, spre exemplu? Nu, deocamdată mai au nevoie, dar dacă își pune de gând PD-ul, de pildă, să aibă și 53 de parlamentari, vor realiza, da. Democrații vor avea și 53 de... Păi de aici a plecat totul, de la Partidul Stat, care este un partid ilegal și au explicat-o, cum să spun, observatori serioși, începând cu ambasadorul Statelor Unite, continuând cu emisarii europeni mai importanți. Practic, PD-ul, eu am de mult spus pe chestia asta, practic lucrează la șantaj în raport cu socialiștii. Știm foarte bine că ei au spus atunci că vor votul uninominal și toți... Socialiștii nu au avut altă soluție, a trebuit să accepte mixtul, pentru că ei oricum votau uninominalul și erau terminau toate partidele din Republica Moldova. Dar ofensiva asta bizară, ofensiva asta, agresivitatea asta cu care atacă instituția prezidențială, care are caracterul ei simbolic, bineînțeles, are caracterul ei simbolic, este, dovedește primitivismul politic care caracterizează partidul de guvernământ, care, cum să spun, în dispreț față de cele mai elementare norme politice, de comportament politic civilizat, în dispreț față de întregul popor, pentru că poporul majoritar nu a votat PD-ul. Da. N-a votat PD-ul. A luat, se joacă cu președinția, parcă intenționat. Înaintează proiecte de legi în mod intenționat, provocator, știind că președintele Dodon nu o să le semneze, întrucât s-a angajat clar în campania electorală, a spus ce vrea și ce nu vrea. Da. Care e obligația domniei sale față de popor? Cum să spun? Aici avem de-a face cu niște provocări create, premeditat de către democrați, în scopul erodării imaginii președinției, știindu-se PSRM-ul vor împreună cu președintele Dodon, sunt în topul preferinței alegătorilor. Da. Și de aceea au și domnule Prohnițchi, în antichitate se zicea pâine și spectacol. Și circ. Și circ, da, spectacol, zic. Uitați-vă în contextul ăsta, vă întreb, dacă am încercat să vedem partidele parlamentare și cum se manifestă, până la urmă am constatat, cum spunea și domnul Conțiu, avem doi actori politici pe care am putea baza. Pe de o parte este PSRM-ul, pe de altă parte este PD-ul.
Întrebarea mea este, în această sesiune de primăvară-vară, ce face PCRM-ul, ce face PL-ul, ce face PPM-ul? Asistă doar la acest spectacol? Poate e cazul să începem cu PCRM-ul, care a mai pierdut un soldat astăzi, da? Și dacă nu mă înșeală memoria, sunt 5 deputați, dintre care 4 femei la domnul Voronea. Știți, eu cred că situația aceasta trebuie să o analizăm în ansamblu. Da. Și să nu uităm că PLDM-ul, pe parcursul a mai multor ani, a fost partidul înaintaș care forma și guvernul și majoritatea parlamentară. După cazurile, după ce a fost arestat președintele și condamnat președintele partidului, da, domnul Filat, de acum PDM-ul a absorbit, da? Nu că a absorbit, dar poate și normal, din punct de vedere politic, da? Sunt mai multe partide, da? A propus, dați noi să formăm guvernul. La ce? PLDM-ul a zis că nu. Noi nu dorim și noi trecem în opoziție. Și în cazul dat, tot jocul ăsta, să nu-i zic circ, da? Când un deputat este ales pe listele unei formațiuni politice, cu doctrine, cu nu știu ce acolo, și el trece în componența în altui partid. Cine este el? Punem întrebare. E alesul. 101 oameni din aproape 2 milioane de alegători, da? Care ar avea dreptul și înainteze candidatura ca să fie deputat. 101. Păi înseamnă că nu zice nimeni bun, nu? Nu zice nimeni că tu, fiind în fracțiunea comuniștilor, să votezi unele legi care, la părerea ta, fracțiunea, de pildă, nu dorești să le votezi, dar tu dorești să le votezi ca ales poporul. Asta ține de modul ideal, ce spuneți dumneavoastră. Păi da, păi așa ar fi normal. Însă ce s-a format astăzi? Eu cred că nu o să dureze mult și, iarăși, istoria politică din Republica Moldova ne-a demonstrat că tot ce este furat, tot ce este cu nesincer, cu amăgeli, cu ce, nu ține și nu durează. Ne-a demonstrat-o. Eu nu cred că o să fie după alegerile din 2018, ori din 2019, foarte multe persoane care acum sunt deputați și au trecut din alte partide, se vor regăsi pe listele nu știu cărui partid, ori PDM, ori altul care ar avea majoritatea în Parlament, da? Se prevede. Și traseismul ăsta și fățărnicismul și nesinceritatea liderilor politici. De ce un lider de partid, mă rog, cu experiență, care a avut colegi, a selectat membri, i-a înaintat ca deputat. Nu pe fiecare îl înaintezi, analizezi capacitățile, da, morale, profesionale, toate. Și îl înaintezi. Și el a plecat. Înseamnă că ori tu nu faci ceea ce trebuie ca partid și nu te ții de cuvânt conform programului, conform declarațiilor precedente, ori tu împreună cu colegii n-ai recomandat acea persoană să fie ales ca deputat. Și asta se referă la toate formațiunile. Mă scuzați că vă întrerup. Am o întrebare acum, la moment. Da. Spuneți-mi, vă rog, ce face Partidul Verde la acest capitol? Pentru că dacă ar fi să omitem segmentul unionist pe care l-am pomenit astăzi, probabil ca și doctrină, ca și viziuni, nu vă regăsiți acolo. Partidele extraparlamentare au început o discuție, cel puțin să nu o numesc comasare, alianță, nu vreau să utilizez termenii ăștia, pentru că anul 2018 e an electoral. Ce se întâmplă cu partidele extraparlamentare? Noi am mai discutat la subiectul la acesta și eu am avut o experiență personală în 2013. Eu am inițiat discuțiile cu 3 partide extraparlamentare. Am avut 4 runde de întâlniri, negocieri, mă rog, care nu s-a soldat cu nimic. Fiecare era cu gândul lui. Da? Când ca să fie primii pe listă. Și în 2014 s-a dovedit că eu, inițiind aceste negocieri, am avut dreptate. Și au recunoscut-o. Băi, dacă s-a fost noi împreună pe o listă comună, ori un bloc,
noi obțineam careva rezultate. De ce? Pentru că nu toate partidele au suportul ăsta financiar, mediatic și altele. Da? De acord. Și plus sunt formațiuni oligarhopolitice și așa numit spoiler, da? Care pe bani sunt creați pentru un timp anumit. Și dacă noi luăm doctrinile, oare ideologiile partidelor în spectrul politic al Republicii Moldova, 3-4 partide au doctrine, printre care și Partidul Verde Ecologist. Ceilalți, eu nu pot să văd o diferență între partidul, nu știu care, condus de Maia Sandu, condus de Andrei Năstase, de Iurie Leancă și... De, da. Ca exemplu. Ca exemplu. Care e diferența, da? Toți parcă își doresc una și aceeași, însă nimic concret. Doresc puterea. Domnule Conțiu, partidele extraparlamentare pot modifica, pot impune pe agenda Parlamentului subiecte stringente? Sau ei sunt lăsați pe linie moartă? Bineînțeles. Dacă sunt ignorate partidele, este ignorat un partid ca Partidul Socialiștilor, care e majoritar. Parlamentar. Dar la partidele extraparlamentare, pe care ei probabil le disprețuiesc profund. Partidele extraparlamentare, nu au televiziuni, nu au suficient de forțe, nu au practic reprezentare mediatică serioasă. Aici este vorba... Vorbea domnia sa mai devreme despre relația lider-membru de partid. Nu, cam toți sunt imorali, în primul rând, pentru că... Eu vă dau un exemplu, că nu mă feresc să dau exemple, că nu mă tem. Dau exemplu. Eu m-am mirat teribil și nu m-am mirat, de pildă, când la ultimele alegeri, penultimele alegeri, când apare în partidul lui Ghimpu, Ion Hadârcă. M-am mirat, zic, domnule, zic, Adâr, că trebuie să este un om care poate să emane înțelepciune, cultură și așa mai departe. Toți, de pildă, care s-au dus la Ghimpu, s-au dus disprețuindu-l pe Ghimpu, pentru că nu poți să ai prea, ca intelectual de elită, poți să ai mari pretenții și să ai pretenția că te poți subordona unui tip de calibru cultural al lui Ghimpu, care e destul de rudimentar, ca să zic așa. Deci, din start, și Ion Hadârcă, și Șalaru, și Ana Guțu, care au fost acolo, s-au dus pentru că sunt meschini, domnule, și au vrut cu orice preț să ajungă în Parlament, dar nu pentru că respectau pe Ghimpu sau doctrina liberală a lui Ghimpu, care s-a dovedit ce fel de doctrină este și ce și cu unionismul lui Ghimpu, în care, vorba aia, nu a crezut nimeni de la început, cei care îl cunoșteau mai bine. Deci e vorba de meschinăria și imoralitatea politicianului. Sau cum a fost Alexandru Tănase, care a mers umăr la umăr cu Filat. Dintr-o dată se vede clar că face jocuri diametral opuse celor promovate de PLDM inițial. Și ceilalți, ca să nu mai vorbesc de ceilalți care au migrat, Piosul Pastor, ex-pastor Ghilețchi și așa mai departe. Nu, a plecat liderul, rămâi în partid, pentru că te-au votat, pentru că ai intrat pe valul PLDM-ului. A venit un alt lider care și-a demonstrat nu știu ce. Dar ce, Viorel Cibotaru parcă este și nu este. Păi, cu Tănase, permis să nu fiu de acord. De ce? Pentru că a fost o echipă, da, la început, în frunte, da, împreună, în frunte cu Vlad Filatșe. Băieți deștepți, pregătiți. Sigur, dacă și da, au fost. Însă, la un moment dat, când de acum Vlad Filat cred că s-a ridicat peste nori și n-aveau comunicare, erau marginalizați. Ei au zis, am onoarea și au plecat. Ei s-au retras atunci. Ei nu s-au menținut. Și fiecare și-a căutat de treaba lui. Da, cazul Tănase interesant pentru că a păstrat funcții. Tănase, ulterior. Eu am devenit, dar trebuie să recunoaștem, da? Știți că... A plecat pentru că a avut garanția obținerea acestor funcții. Nu, nici Năgăcevski, nici Celanț nu au mai avut nicio garanție. Nimeni nu știa ce era să fie. Pur și simplu, cred el ca persoană are capacități, Năstase. Trebuie să recunoaștem, așa? Sigur că are. Alții. Și dacă ar fi independent, ar fi teribil de benefic pentru Republica Moldova. Dar încă ceva, ce au făcut ăștia, domnule, după 2009? De ce nu spune moldoveanului ce s-a întâmplat la 7 aprilie? Da, e un aspect foarte... Nu exclus că miliardul
furtul miliardului o să aibă aceeași soartă ca 7 aprilie. Nimeni nu cunoaște, cu toate că toți știu, dar nimeni nu recunoaște. Și printre altele l-au băgat în pușcărie pe un polițist care n-are nicio vină, de fapt, în uciderea acelui, cum îl cheamă. Da. Domnule Prohnițche, mai mult sau mai puțin poate ține și de activitatea noastră, de funcțiile deținute anterior. Am pomenit astăzi de Tănase. Nu pot să nu vă întreb. Vorbim la infinit de reformă în justiție, da? Cam așa se tot utilizează de fiecare dată. Ex-premierul, ex-ministru Tănase, actualul ministru, pentru care a venit în același fotoliu după o altă ședere la Curtea Constituțională, ne promite și până la urmă asistăm la o divergență, cel puțin așa am conceput eu în calitate de jurnalist, cu unii membri ai ceea ce se numește justiție. Mi se pare dubios plecarea domnului președintele de la Curtea Constituțională și ar mai putea fi o serie de exemple. Ați vedea o reformă reală propusă de către ministrul Tănase în acest interval de timp, în această sesiune? Sau nu sunt lucrurile așa corect percepute? O să fie problematic, însă tot trebuie să recunoaștem, pentru că asta ne dovedește viața, persoana fiind într-o funcție oarecare. Da? Și un timp nu se regăsește în funcție. Și pe urmă iarăși revine. El altfel privește de acum și mai face o analiză. Ce am putut să fac, ce ar fi trebuit să fac și de ce n-am făcut-o și ce mi-a încurcat. Așa? În timpul ăsta scurt, desigur că nu o să reușească. Și asta este o mimare și e o boală pentru Republica Moldova și o tragedie, pentru că n-are a face cu ce parteneri avem noi relații, da? În cazul dat și cu Statele Unite și Uniunea Europeană. Ei au crezut în noi. Au crezut și ne-au susținut, ne-au ajutat și ne-au oferit și ajutor. Nu pot ei să ne ducă de mână și să spui, băi, faceți documentele astea, primiți legile astea, implementați pe astea. Ei îți arată calea. Mai departe singur. Însă noi am dus în eroare și cu justiția e o problemă foarte mare, pentru că fiecare o recunoaște. Uitați-vă. Probabil e cea mai mare restanța noastră. Păi da, nimeni, știți, orice funcție n-ai avea în stat, azi o ai, mâine nu ai. Mâine poți să nimerești în sistemul ăsta și a dovedit o viața. Înseamnă că pentru oricine, de la Opincă până la Vladâcă, are nevoie de o justiție corectă. Cine ar fi? Ce viziuni n-ai avea? Pentru că omul are dreptul să aibă viziuni. În Republica Moldova noi acum vorbim, da, și ați aici de unioniști. A fost recunoscută instanță că opțiunea unionistă are dreptul la existență. Care e problema? Într-un timp a fost interzis Partidul Comuniștilor. Pe urmă, prin judecată a fost restabilit. Da? Celălalt are altă opțiune. E drept fiecare. Ești în luptă, dovedește și că ai dreptate și ai susținători, te votează, mă rog, mai departe de acum. Pe final de emisiune, da, eu vreau să revenim la, sau să punem în discuție dimensiunea socială. Pentru că ea este cea care ne dă bătăi de cap zilnic. Iată, spre exemplu, în acel plan pe care l-a propus PSRM-ul, este vorba de indexarea pensiilor de două ori pe an, cu 20% la atingerea nivelului minim de existență. Domnule Conțiu, iarăși, așa se întâmplă că adresez uneori și întrebări retorice. În Republica Moldova, o persoană de vârsta a treia poate trăi cu o pensie de 1000 de lei? Cum să trăiască? Cel puțin în mediul rural. În Chișinău și în alte mari orașe. Ce face iarna? Când factura, dar realitatea aceasta factura, este. Facturile pe timpul ieri la un apartament de două camere, păi peste 3.000 de lei. Peste 3.000 de lei. Cum poate să trăiască din așa ceva? Dar cum de s-a întâmplat ca să ajungă la o asemenea pensie? Uitați, sunt și niște discrepanțe colosale între pensiile care le încasează o anumită categorie de pensionari și altă categorie de pensionari. Sunt discrepanțe colosale, dar eu mă întrebam nu de mult. Zic, domnule, zic, fiscul se laudă în fiecare lună cu încasă record. Nu mai știu ce alte instituții, tot la fel. Încasă record, încasă record. Domnule, parcă trăim în rai. Zic, cât câștigă statul, cât încasează bugetul de stat, dar pensiile oamenilor rămân cu 1.000-1.500 de lei pe pensii și salarii ai să fim serioși. Vorbim de media salariilor, care au spus că este vreo 5.000 de lei sau nu știu câte. Poate e chiar mai mic, da.
Păi dacă sunt care trăiesc pe salarii de 3.000 de lei, când nu-ți plătești un profesor, profesorii și medicii trebuie să fie cei mai bine plătiți. Am avut un președinte, un președinte decorativ, care nici nu știm, am și uitat cum îl cheamă parcă, care a avut grijă să le dea la judecători salarii mari și normal că trebuia să pentru le dea că venea judecători mari, unor judecători și unor procurori. De ce? Pentru că cum, vă dați seama cum își întreține vilele în care locuiesc, căsoaiele alea uriașe și mașinile care trebuie să aprovizionate cu benzină serioasă, ca o mașină de la puternice. Așa a înțeles reforma în justiție, ceea ce discutam un pic mai devreme cu domnul Prohnitski. Domnilor, mă înțelegeți că din procuratură doar femeile de serviciu de aici au fost instruite. Știu ce să facă, dar numai că trebuie să dea răspundă la un singur ordin. Dar ar ști ce să facă dacă ar dori. Știți cum spuneau judecătorii americani, procurorii americani, domnule, procurorul moldovean sau român când merge pe stradă nu trebuie să caute, să documenteze. Vede o mașină luxoasă, se duce la ala și le treabă de unde ai avut bani ca să-ți o cumperi. Vede o casă mai deosebită, de unde ai avut bani să-ți o cumperi. Vă dați seama cât s-ar încasa la buget dacă așa ar proceda procurorii și s-ar plimba din casă în casă, prin cartierele astea, care sunt supraaglomerate, cu vile supradimensionate, mașini... Mergeți, probabil ați mers prin Berlin, prin Paris, prin Bruxelles, nu găsești pe străzile acestor orașe mașini luxoase cum le găsești pe străzile Chișinăului. Da, Republica Moldova fiind țară de lumea treia. Și în acest context vorbim despre pensiile oamenilor sărace, din ce mănâncă. Dar ați văzut oameni care se plâng că se duc să-și cumpere 200 de grame de salam, că nu-și pot permite mai mult. Domnule Prohnitski, starea de lucruri este dezastroasă, fără îndoială. Dar haideți să vedem și în perspectivă. Ce se vor întâmpla, nu știu, cu generația mea, cu generațiile viitoare? Vom mai avea noi și cele 1000 de lei posibilitate să primăm acele pensii? În condițiile migrației vorbesc și în condițiile precare. Eu cred că trebuie precare. Să sperăm și Partidul Verde Ecologist permanent își expune poziția ca să fie o politică corectă, o politică pentru oameni și să nu fie populistă. Cu părere de rău, foarte multe formațiuni politice practică populismul. Noi ținem minte încă ceva ani în urmă când un lider politic declara că salariul va fi 300 de euro când era 300. A fost oameni buni, cine tu amăgești, așa? Da. Și acum tot așa. Eu cred că partidele au dreptul și să-și exprime, da. Însă Partidul Verde Ecologist crede că în cazul dat aleșii poporului ei trebuie să activeze în Parlament, să nu facă campanie electorală, să soluționeze întrebările pe care ei le pot și să răspundă poate în legislatura aceasta spunem, doleanței adresării Partidului Verde Ecologist de anul trecut, care am făcut-o ca deputații, să se refuze de concediu, legislația Codul Muncii permite aceasta, inclusiv și deputaților, în interesul poporului și să-și ducă mandatul până la finele 2018, să elaboreze și să adopte legi în beneficiu cetățeanului. Și se referă la întrebarea dumneavoastră. Nu prea cred. Iarăși ne întoarcem. Justiția. Da, să fie o justiție, fiecăruia îi se pune întrebare. Da? Tu ai un venit oarecare. Păi, asta e. L-am muncit, bravo. Da, iarăși, Republica Moldova nu este așa de mare și noi cunoaștem exemple foarte multe. Da? Când știm că persoana respectivă are un venit nu știu care, dar are construcții, duce un mod de viață cu totul alt fel. Și iarăși, de ce nimeni nu-i pune întrebarea? Și, iarăși, posibil și ar fi bine să scăpăm de această deprindere, de fală. Da. Luăm Angela Merkel, da? Scurt. Da, trăiește într-o casă modestă. Președintele Austriei vine cu bicicleta la serviciu. El este ex-președinte a Partidului Verde. Așa? Păi ce încurcă? Străiești normal, omenește, te-au ales, bravo ție, din atâtea milioane tu ai meritat, fă-ți cu cinste slujba și
Domnilor invitați, mie mi-a făcut plăcere să discutăm în cadrul emisiunii de astăzi. Vă mai aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, am discutat despre prioritățile pentru sesiunea parlamentară de primăvară-vară. Sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de noi și pe parcursul. Seară bună!